Astăzi am avut întâlnire cu domnul senator Răzvan Ungureanu. I-am mulțumit pentru etapa de colaborare, în special pentru parteneriatul pe care l-am avut cu dânsul și vizita la Bruxelles, unde ne-am transmit mesajul pentru competiția capitală culturală europeană. Mai mult de atât, prin intervenția dânsului am avut o întâlnire oficială cu Ministerul Apărării cu referire la cetate, unde, așa cum știți, am pus lucrurile în ordine, având în acest moment toate punctele îndeplinite ale primăriei și așteptând ca Ministerul să-și clarifice poziția și propriul interes și, așa cum au promis printr-o hotărâre de guvern, să începem procedura de pregătire a transferului cetății către municipiul Arad.